Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună seara! Salut! Sunt Alexandru Bădițoaia. Așa. Am 28 de ani. Mulți înainte. De cât timp ești bucătar? De 5 ani și ceva. Iartă-mă că te întreb, dar ce știi să gătești pentru că ai venit și ne-ai făcut o selecție de ingrediente unde nu pui foarte mult efort să dai gust mâncării? Înțelegi ce zic? Florin are dreptate. Știi să gătești cu o bucată de ceapă și un piept de pui? Bună seara, putem să plecăm acasă. Gata, s-a terminat? Da. Da, e nașpa. Păcat. Vrei o bară cu apă? Vrei să ieși de acolo? Da! Îmi doresc să ajung în finală. Asta îmi doresc, sufletul îmi spune să fac asta, da? Trebuie să fie cineva mai avizat care să zică, bă, tu ești bun. Încrederea atunci cred eu că o primesc eu. Tocmai de asta sunt aici, știi? Să văd la ce nivel sunt. Am emoții, nu? Eu eram obișnuit să stau acolo la mine în bucătărie. Gătesc astăzi la... O să încerc să gătesc, să-mi prepar orezul acolo în... Trebuie să iau de la cap. Sunt mai multe tehnici de gătire pe care încerc să le arăt și să le duc în fața șefilor. Cum ar fi gătitul la abur, prăjitul vita pe grătarul... Cum o fac la tigaie, băgame și... Acum o să ard puțin carne. Nu știu, ars cu flamerul să pune? E o metodă de a găti? Sigur e, dar... Nu știu dacă merge aici la voi. Mamă, ce fac eu aici? Nu că îmi place, dar... Știi cum e o plăcere de aia nevinovată, știi? Adică, nu știi dacă, bă, îmi place, nu-mi place. Că am temeri de șef ce vor spune despre mine. Vai, nu ai făcut aia bine, nu ai făcut aia bine. E senzația aia ciudată că nu știi exact ce te așteaptă. Dacă îți vor spune da, dacă îți vor spune nu, dacă îți vor da cuțitul, dacă nu ți-l vor da, știi? Bă, cred că problema e că gândesc prea mult. Știi cum îmi merg mie rotițele acum când vorbesc cu tine? Dar știi care e faza bună? Că o să mă duc în fața lor, o să le gătesc cât mai bine. Și asta o să mă ajute. Vreau în echipa lui șef Scărlătescu. El țipă, eu lucrez. Ce pot face? Uneori așa face și șef Petrescu în bucătăria noastră. Gătești la tine la restaurant? Da, e unul din stâlpii mei. Serios? Stâlpii de susținere, e omul meu de bază. Șef Cătălin Petrescu a venit să mă susțină pentru că nu aveam curaj. Mi-a dat și cuțitul lui pentru a găti astăzi. Da, bă, m-a terminat. Vin la restaurant, mă aștepta ăsta șef cel. Eu, Cătă, eu nu cred că mai merg. Zic, de ce? Păi, nu știu, n-am dormit azi noapte, m-am gândit numai la asta. Eu... Ți-e frică să gătești, mă? Nu, că mâncarea o fac! Da, mi-e frică, zic, bă, grăsuțule, mă, că n-are, că e și bucătar bun și aia, dar e motiv. Wow! Ia! Opa! Ulele! Dar de ce să... Mai multe? Una e cu sosiere. Și aici, ulele. Ce de bogăție, bă, băiete, bă. E pe Wagyu. Wagyu. Dar ce-o făcut? Sushi. Dar mișto, sushi numai cu vită, Kobe. Kobe, da? Da, da. E Kobe Wagyu. Cea mai scumpă carne. Da, cea mai scumpă carne din lume. Da, asta cât e? 800 de euro. Kilogram. Da, frate, kilo. Asta este Wagyu, iar Kobe este localitatea de unde provine. E crescută cumva... E răsfățată, ești nebun, e mângâiată, e dă să bea, îi pune muzică clasică. Doamne. Mișto, rău. De obicei, carnea de vită nu este grasă. Iar asta are aceste proprietăți. Adică procentul de grăsime în carnea asta este foarte ridicat. De obicei se tratează foarte puțin termic, pentru că... Fâși, fâși. Da, e păcat să pierzi calitatea ei. Asta dacă o prăjești, cum mănâncă românii mușchiul de vită bine făcut, e jumară. E scumpă, e o calitate. Se topește în gură, nu ai nevoie de dinți. Băi, e fascinant de bună carnea asta.
După mine este top, ca și carne. Ca și carne. Da. Mai are un gyoza clasic. Un gogoș umplut cu cărniță. Un gogoș japonez. E un fel de colțunaș. Sashimi cu unagi, cu arici de mare. Nu pot. Ma! Mie nu-mi place ariciul de mare, l-am mâncat prima dată în viața mea în Grecia, acum 15 ani. N-a fost deloc dragoste la prima vedere, nici la a doua, nici la a treia, nici la a patra. Am încercat de foarte multe ori. Bă, mie ariciul de mare îmi place foarte mult. Ia-l de aici. Și tu la tine la restaurant gătești numai drăcovenii de astea? Mă, numai japonez, high class. E mișto, dar e mișto din selecția de carne. E mișto carnea, că e mișto carne. Mișto carnea, că e mișto carne. N-ai ce să-i faci. Pe ce post ești? Sunt sous-șef pe partea de sushi. Și șeful, cine e șeful? Șef Cătălin Petrescu. De ce am vrut eu să spun că nu s-au oprit surprizele de la... La Cătălin? Da. Ce ai făcut înainte să te apuci de bucătărie? Cu ce te-ai ocupat? Eram livrat pâine. Când am terminat studiile în Târgoviște, am zis că vin la București să mă fac bucătar. Pentru că vedeam chestiile delicioase în farfurie, îmi plăcea să le mănânc și tot mă întrebam mereu, oare cum fac bucătarii ăștia chestiile astea așa? Aici am mers la o școală de bucătari și am început practica în bucătăria lui șef Cătălin Petrescu și acolo am început ușor, ușor să avansez așa. În timp, treptat. Întotdeauna am visat la un restaurant al meu. De când am intrat prima dată în bucătărie, mi-am dat seama că trebuie să ajung într-o bună zi să am și eu un restaurant al meu. Iartă-mă că te întreb, dar ce știi să gătești pentru că ai venit și ne-ai făcut o selecție de ingrediente unde nu pui foarte mult efort să dai gust mâncării? Înțelegi ce zic? Preparate calde faci? Foie gras, gyoza, un noodles, un... Exact. Și mai fac vită din asta, așa. Da. Termină, ți-l dă tot pe grăsuț. Știi să gătești cu o bucată de ceapă și bineînțeles că știu să gătesc cu o bucată aici de ceapă și un piept de pui. Gătesc și antricot Black Angus, gătesc și alte bucăți de carne pe care... Scump. Florin are dreptate. Și nemul l-a băgat în depresie. Până la a te întreba dacă știi să faci sarmale, cap-coadă, meniul de la restaurantul tău, îl faci sau nu-l faci? Cap-coadă, meniul din restaurantul meu, sigur. Ai, mă! Mai vedem. Hai, grăsuțule! Îi dă, mă, cum să nu-i dă. Bună seara, putem să plecăm acasă. Gata, s-a terminat? Da. Asta e semn rău, e? Serios? Nu-i de bine deloc? Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.